Marie Kondo este una dintre cele mai luminate minți date de România. Pe internet chiar circulă un filmuleț foarte popular despre ce-ar fi însemnat lumea fără România. Iar unul dintre punctele forte ale acelei realizări este reprezentat de magnifica invenția lui Henri Kondo, fără de care dezvoltarea întregii lumi ar fi fost mult încetinită. Datorită lui Kondo și al efectului care îi poartă numele, astăzi avioanele cu reacție sunt o banalitate. Dar începuturile au fost un miracol al tehnicii. Henri Kondo s-a născut într-o familie importantă, tatăl său, generalul Kondo, fiind chiar premier pentru o scurtă perioadă de timp în anul reîntregirii României, 1918. Tânărul Henri a fost îndemnat să parcurgă același traseu ca al tatălui, de aceea a și absolvit școli militare. Numai că libertatea de dincolo de gardul unei cazărmi l-a îndemnat pe Henri să aleagă o altă cale. Puțin știu că Henri Kondo, după ce a scăpat de corsajul armatei, a plecat într-o călătorie inițiatică în Tibet. Posibil ca această călătorie să-i fi deschis și mai mult mintea celui care avea să fie comparat la un moment dat cu Albert Einstein. Kondo era permanent în căutarea de soluții în cele mai diverse domenii. A inventat un material numit beton-lemn, folosind printre altele și la decorarea Palatului Culturii din Iași. A construit depozite subacvatice de petrol în Golful Persic și a inventat un detector de lichide în sol care a revoluționat căutarea țițeiului. Însă marea sa pasiune a rămas aviația, el fiind creatorul a aproape 10 tipuri de avion în Franța și în Anglia. Printre altele, a creat și așa zisul avion lentilă, practic un avion cu forma unui OZN, la al cărui prototip a lucrat în Statele Unite. Marea sa invenție avea să fie arătată lumii la numai 24 de ani. În 1910 a creat precursorul avionului cu reacție, bazat pe creativitate, știință și un spirit de observație excepționale. Deși extrem de apreciat în străinătate pentru valoarea sa, Henri Kondo este unul dintre românii care s-au întors în țară spre finalul vieții, în 1969. Nicolae Ceaușescu a reușit să-l atragă înapoi în România și i-a dat pe mână un institut de cercetare. Rezultatele s-au văzut rapid. Kondo a proiectat un tren capabil să meargă prin conducte cu 500 de kilometri pe oră. Era 1970, iar proiectul era destinat inițial unui tronson cuprins între București și Marea Neagră, numit, ce ironie, Autostrada Soarelui. Proiectul nu a fost executat, evident, însă acum 5 ani americanii au anunțat că, pe baza invenției lui Kondo, intenționează să facă un asemenea tren care să lege New York de Los Angeles. Cei 4.000 de kilometri ar urma să fie făcuți cu viteza uimitoare de 6.500 de kilometri pe oră, distanța fiind parcursă astfel în 45 de minute. Pare science fiction, dar așa a apărut și motorul cu reacție în momentul inventării sale de către Henri Kondo, un român cu viziune excepțională.